是的 Boala Dupuytren este o afecțiune care se manifestă la nivelul mâinii și care duce la deformarea acesteia în timp. Boala afectează stratul de țesut care se află sub pielea palmei. Discutăm în emisiunea de astăzi despre boala Dupuytren cu Elvira Fortuna, medic în chirurgia plastică, estetică și microchirurgia reconstructivă în cadrul secției de chirurgie plastică și arsuri din cadrul Spitalului Clinic de Traumatologie și Ortopedie. Stimată doamnă doctor, bine ați venit la noi și mă bucur să vă cunosc. Bună ziua, mă bucur și eu. Ce reprezintă maladia Tren și care sunt simptomele ei? Cum ați mai spus și dumneavoastră, malădiea de este o maladie lent-progresivă, invalidizantă și duce la deformarea și îngreunarea funcției mâinii. Aceasta se manifestă prin schimbări la nivelul fasciei palmare. Fascia palmară este țesutul conjunctiv de sub pielea mâinii, care inițial apare ca un nodul care des este confundat cu o hiperkeratoză, adică bătătura mâinii. Apoi ea se dezvoltă se dezvoltă ca o coardă palmară, ce duce la flexia degetului spre uh, palmă. Ea poate afecta uh, un deget sau mai multe degete, atât o mână cât și bilateral. Adică ca și cum două degete ar fi încordate, da? Sau așa? Că da, ele sunt încordate spre palmă, sunt aduse și apoi, fiind o, o, o boală irreversibilă, degetele nu pot fi dezdoite. Și aceasta ac acționează foarte mult la activitățile cotidiene a pacienților, cât îngrijirea de sine, spălatul pe dinți și foarte multe alte activități, îmbrăcatul mânușilor, spre exemplu, și altele. Există mai multe stadii ale bolei? Da, există mai multe stadii și conform simptomatologiei ele sunt trei. În stadiul inițial este apariția acestui nodul în palmă, în stadiul 2 este dezvoltarea deja acestei coarde care duce la flexia degetului spre palmă și stadiul 3 este atunci când deja degetul nu poate fi dezdoit din palmă. Vreau să vă întreb dacă această maladie afectează mai mult femeile sau bărbații, vârste mai tinere sau mai în vârstă, sau nu există aici o categorie? Este o prevalență, sunt așa anumiți acești factori de risc, în primul rând vârsta. Prevalent afectează pacienții în vârstă de peste 40 de ani, deseori peste 50 de ani. Cel mai des afectează bărbații, mai puțin femeile. Dar în practica noastră am avut și pacienți care erau afectați de această maladie la 20 de ani, la 22, 25 diferite. Dar care ar fi cauzele în urma unui accident sau ar fi alte maladii ale corpului? Ce, duc la această boală? Uh, cauzele sunt, uh, nu sunt încă pe deplin elucidate, deoarece în toate țările ale lumii se duc uh, studii pe această temă, uh, dar sunt anumite uh, cauze stabilite deja. Acestea sunt uh, ereditate, în primul rând, dacă cineva din părinți bunei sau rude a avut această maladie, uh, pacientul este predispus prea a o dezvolta. Uh, de asemenea, microtraumatismele mâinii sau traumatismele dese ale mâinii, uh, um, un factor de risc sunt deja patologiile existente sau bolile cronice de care suferă pacienții. Printre acestea sunt diabetul zaharat, hipertensiunea, uh, diferite colagenoze ale uh, organismului artrita reumatoidă, sclerodermia, epilepsia și altele. De asemenea, ca factori de risc sunt alcoolul și fumatul, care duc la modificări vasculare, ce pot duce de asemenea la apariția acestei maladii. În ce constă tratamentul și dacă este el diferit în dependență de stadiul bolii? Tratamentul, sunt mai multe tipuri de tratament. În stadiile inițiale sunt, este aplicat așa numitul tratament conservator. El constă în aplicare diferitor orteze sau bandelete sau diferite pansamente care pot fi aplicate și pe noapte în cazul când această flexie nu este atât de pronunțată. De asemenea, masajul mâinii, dar după cum cunoaște maladie fiind progresivă, deseori se aplică deja și alte tipuri de intervenții, cum ar fi fasciotomie percutană cu ac. Aceasta este introducerea acului. În această fascie pentru a întrerupe această coardă ca uh, noi să putem uh, efectua această extensie a degetului și ca pacientul să poată lucra uh, cu mâna. Uh, de asemenea, deja intervențiile chirurgicale se aplică în uh, stadiile mai avansate ale bolii când flexia, nu, extensia degetului nu este posibilă și constă în excizia, adică în latura acestei porțiuni de fasci care se află sub piele, care este modificată și deja în stadiile mai avansate ale bolii, când contracția este foarte exprimată, adică degetul este chiar aproape de palmă, deja tratamentul chirurgical este mai complicat, deoarece cu cât mai tardiv se adresează pacientul, cu atât răspunsul la tratament este mai slab. De obicei, pacienții se adresează când? Când deja nu mai pot mișca degetele, ori aveți și în stadii inițiale? Da, des, cel mai des pacienții se adresează în stadiile când deja flexia este mai pronunțată, când nu pot dezdoi deja degetele din palmă. Dar sunt și pacienți care se adresează în stadiile inițiale când apare abia nodulul. Și este mult mai ușor de a aplica acest tratament. Netratată, la ce complicații poate duce? Uh, netratată, această maladie uh, duce la o flexie progresivă a, a degetului. Uh, deci noi, odată ce degetul este îndoit spre palmă, el nu mai poate fi dezdoit și deci afectează, duce la o afecțiune severă a funcției mâinii uh, și noi nu putem efectua activitățile de zi cu zi. Asta e. Da, nu poate să-și folosească pacientul mâna. Da, da. În urma tratamentului se recomandă și, sau în urma intervenției chirurgicale, se recomandă și anumite exerciții sau cum are loc recuperarea la domiciliu pacientului? Recuperarea pacientului are loc prin cooperarea cu fizioterapeutul sau kinetoterapeutul, care îl ajută pe pacient să efectueze mișcările necesare de extensie, de flexia degetelor, aceasta are loc nu, nu o săptămână, nu două. Bineînțeles că este necesară o perioadă de recuperare și iarăși pacienții care sunt în stadii mai avansate, după intervenții chirurgicale, au o necesitate de o perioadă mult mai lungă de timp de recuperare. Spuneți-ne, vă rog, dacă această boală poate fi și cauza jobului pe care noi îl practicăm. Poate există anumite meserii care ne-ar predispune să facem această boală. Da, în primul rând am observat o prevalență că sunt mai predispuși uh, la apariția acestei boli persoanele care uh, au un lucru mal, manual mai greu. Uh, acestea sunt în primul rând persoanele din mediul rural care lucrează în agricultură, în uh, construcții. De asemenea, din joburi fac parte uh, pacienții care de mulți ani lucrează la volan sau la calculator, adică ei sunt predispuși la traumatisme treptate ale mâinii. În urma intervenției pe care le-o faceți, ei uh, ulterior își pot, uh, pot reveni la munca pe care o practică. Da, aceasta iarăși depinde de intervenția care a fost efectuată. Dacă a fost o intervenție mini-invazivă, precum fasciotomie percutană cu AC, atunci când nu se face nicio incizie nicio în palma mâinii, se introduce doar acul și se înlătură această uh, coardă care duce la flexia degetului, atunci pacienții se, recupe, se recuperează mai devreme și ei revin la activitățile lor de zi cu zi. Există anumite exerciții fizice ale mâinii pe care am putea să le facem ca să prevenim această maladie. Din păcate, această maladie odată apărută, ea nu poate fi prevenită, dar ea poate progresa la diferite persoane mai lent sau mai, mai rapid. Din exerciții care am putea să le efectuăm, ar fi o extensie mai deasă a degetelor, fie masajul matinal, seara, chiar a palmei. De culcare, a palmei, a degetelor, adică toată mâna toată. să fie pusă în funcție și anume articulațiile dintre degete și palmă. Așa. În final, cu ce mesaj veniți pentru ascultătorii noștri? Pentru că ne-ați spus că de cele mai multe ori pacienții se adresează în stadii avansate. Care este mesajul dumneavoastră ascultătorilor noștri în ceea ce ține de boala Dupuytren? Eu aș vrea să le recomand sau să le sfătuiesc să nu aibă această frică de a se adresa la medic, deoarece odată ce ei ezitează mai mult timp, o să aibă parte de multe situații neplăcute și funcția mâinii treptat va scădea. Cel mai bine este odată să ne luăm frica în dinți, cum se zice, și să ne adresăm la medic, să ne recuperăm cât mai rapid posibil și mai apoi să evităm toate aceste complicații. Cale de întoarcere nu este, adică cât mai repede ne adresăm, cu atât mai bine este pentru recuperare. Da, și... Din păcate, da, și este de dorit o adresare cât mai rapidă. Stimată doamnă doctor, mulțumim pentru informațiile oferite, succes în activitatea dumneavoastră și să ne reîntâlnim cu bine. Cu drag, vă mulțumesc mult și eu și sănătate vă doresc la toți! Dragi prieteni, atât a fost pentru astăzi. Am discutat despre boala tren cu doamna Elvira Fortuna. Vă aștept cu drag și data viitoare. Veți grijă de sănătate. Numai bine.